Lansat în România acum mai puțin de un deceniu, 5to-go a deschis prima locație în Chișinău și plănuiește să ajungă la cel puțin 50 de locații în următorii 3 ani, cu noi inaugurări programate la începutul lui 2025. Afacerea se află deja și pe piața din Bulgaria și Ungaria. Planurile pentru Republica Moldova sunt să deschidem cel puțin 50 de cafene în următorii 3, maxim 4 ani. Urmărim cumva între 30 și 40 de locații în Chișinău și ne mai uităm la 10, 12, poate 15 alte orașe din Republica Moldova. Organizatorii se arată optimiști privind procesul de extindere în Republica Moldova, în special pentru că aici consumul de cafea este în creștere, iar deschiderea francizei a adus cu ea și multe surprize pentru vizitatori. Am avut foarte mulți clienți astăzi și am avut și foarte multe surprize pentru ei. De la vouchere pentru cafea gratuită până la finalul lunii, vouchere de produse 1 plus 1 gratuit, avem o roată a norocului afară, unde dacă dai din ea poți să câștigi ceva gratuit din locație și multe alte cadouri care cumva o să mai fie și pe parcursul zilei, cafeluță gratuită. Pe lângă cafea, capsule, siropuri și plase se regăsesc și o gamă largă de plăcinte tradiționale moldovenești, dulci și sărate. Prețurile produselor variază între 20 și 45 de lei, însă pot ajunge chiar și la câteva sute de lei. Cafeaua este super, cea mai bună cafea de Republica Moldova. Prețurile, mă rog, depinde iarăși de portofelul fiecare persoană. Și ești ține de concept 5to-go, este un concept foarte bun. Mult succes are în România, sperăm că și Moldova să aibă la fel. Nu sunt fan răita cafelii, dar cappuccino este una dintre preferatele. Și o savurez așa la ocazii mai mult. Dar aici mi s-a părut foarte gustoasă, calitativă și chiar se merită de încercat. Rețeaua de cafenele 5to-go, fondată în 2015, a ajuns la 600 de unități la finalul anului trecut, după ce au fost inaugurate circa 100 de localuri noi. Astfel, rețeaua a urcat pe locul 7 în topul european al lanțurilor de cafele, conform clasamentului publicat de Food Service Europe and Middle East pentru anul 2023.